perioada liniei, sectorul 6 București, între militari și drumul taberei. Ce bine ar fi să fac aici o zonă verde, un parc, pistă largă de biciclete și locuri de sport de masă, de distracție. Ia uitați-vă cât fauna așteaptă flora potrivită ca să se exprime. Dar nu. Se pare că guvernanții vor să facă mai mult loc la mașini. Pentru că ei sunt liberali, ei sunt prietenoși cu business-ul, țin le pasă de mediu, de nevoile vitale ale oamenilor. Dar oamenii cred că le trebuie mașini, când de fapt, pentru călătorit în afara orașului, ar putea să aibă o mașină la familie, să o țină undeva într-o parcare mare, la marginea orașului, dar prin oraș, prin megapolis, ar trebui să fie atât de bună infrastructura de transport public, atât de eficientă, încât oamenii să nu vrea să iasă cu mașina din casă pentru a ajunge la servici, la școală, la cumpărături, la o autoritate. Bine, serviciile autorităților ar trebui toate să fie digitalizate, eventual transportul public subvenționat 100%. Și oamenii să vrea de plăcere să iasă cu trotinetă, cu bicicletă din casă, ca la plimbare. Dar asta nu o să fie cu actuala guvernare. Cert. Strada Liniei. E alegerea noastră cum va fi folosită.